Satul Pinoasa din comuna Câlnic figurează ca sat în curs de strămutare de mai bine de 30 de ani, iar autoritățile locale nu au voie să elibereze autorizații de construcție și nici să intervină cu lucrări de asfaltare a drumurilor. De peste 30 de ani în satul Pinoasa nu s-a mai dat voie la autorizații de construcție, bineînțeles nici la investiții în ceea ce privește infrastructura, drumuri, apă, canalizare și alte beneficii pentru cetățeni. Dorim prin acest lucru să se lămurească dacă satul Pinoasa va fi strămutat sau, dacă nu, atunci să ne dea drumul la autorizații de construcție ca și acești oameni să beneficieze de un trai decent. De aproape 4 decenii nu s-a mai investit nimic în satul Pinoasa, iar oamenii nu au mai putut construi nimic. Curtea mi s-a uruit, s-a plecat în jos, trebuie să o fac, să o renovez din nou, dacă o renovez îmi dea amendă, că nu se dă voie. Și cariera a escavat până în spatele caselor? Păi din deal de biserică, 50 de metri, maxim 100 de metri care e cariera. Apa vara când e căldură, când e aia, nu este în fântâni. Fiecare om ar avea nevoie să-și facă o curte, să-și facă un acoperiș de casă, să-și facă un garaj, să-și facă o bucătărie. Nu mai vorbim de o baie, de utilități și de celelalte. Oamenii nu au apă, nu au drumuri reabilitate, casele în care locuiesc stau să cadă peste ei și nu le pot reabilita pentru că ar primi amendă dacă efectuează lucrări fără autorizații. Așteptăm că s-a făcut cariera, a venit aproape aceea, apa a început să sece prin fântâni și nu putem să construim. Căștile sunt bătrâne, au câte 50 de ani și nu ne dă voie că dacă... Nu știm, pe demolare, trebuie să ne confirme. În tot acest timp, excavatoarele s-au apropiat de locuințele lor din ce în ce mai mult. Se lucrează la nici 200 de metri de casele oamenilor. Vârsta medie poate ajunge la 55-60 de ani, dacă stăm să calculăm în satul Pinoasa. Pentru că tineretul, într-adevăr, din Pinoasa, de ce să nu zicem eu, o mândrie, s-a făcut satul nou la Câlnic și majoritatea caselor construite din satul nou, la care li s-a dat câte 1000 de metri pătrați, și-au făcut case și-au plecat la Câlnic. Oamenii trag semnale de alarmă și cer să li se permită măcar să renoveze locuințele vechi de 10 de ani.